Magia Marocului este strâns legată de taine care așteaptă să fie descoperite. În regazul petrecut în Rabat, privesc albastru oceanului, pe coamele căruia se îndreaptă spre știute sau neștiute zări, ambarcațiunile zilelor noastre. Așa va fi fost și odinioară, când corăbile purtau oameni și mărfuri, năzuințe și împliniri, adăstau la țărm pentru a lăsa lucruri și a împământeni tradiții, apoi plecau mai departe, luând din bobul zămislit în clipa acostării. Culorile și contrastele străzilor și ale clădirilor inspiră, în primul rând, tăcere, sau mai degrabă, un chip de liniște care este fica ecoului. Cu siguranță că din cele petrecute aici rămân însemne și pilde de învățătură pentru prezentul cumpănit înțelept sub soarele, care la Rabat adoarme seară de seară în orizontul Atlanticului. Dinastiile marocane își strecoară temeiurile printre creneluri de cetate ale Rabatului de altădată. Suntem la Kajba Udaia, vatra orașului modern de mai târziu. Ne duce gândul la odaie, termen turcesc atât de folosit în diferite tipologii semantice în limba noastră și care este înțeles atât ca încăpere dintr-o casă, cât și ca ansamblu complex al unei gospodării. Almoravizii sunt considerați fondatori ai Rabatului, iar prin secolul al XII-lea, Almohazii au organizat o fortăreață care trei secole mai târziu a devenit vremelnic, chiar capitala unui soi de principat autonom. Un alt loc din Rabat, o altă frântură de realitate, un ecou diferit în tăcerea solemnă care ne călăuzește pașii prin capitala Marocului și o altă dinastie care a așezat vatră de dăinuire la țărm de Atlantic. Shela este o moștenire lăsată de merinzii care, prin secolul al XIII-lea, au rânduit aici loc de necropolă. Rând pe rând, ca printre filele unui album, se destăinuie așezăminte feniciene, cartagineze și romane. Am ajuns la prima așezare umană din Rabat. Somptoasă, necropola Shela a fost configurată ca ambient mortuar comemorativ în timpul domniei sultanului Merinid, Abu al-Hasan Ali, începând din anul 1339. Primăvara aici este raiul florilor parfumate și ansamblul este considerat de unii ghizi drept cel mai romantic loc din Maroc. Moștenirea romană ne amintește că prin preajmă trecea una dintre cele două importante căi ale antichității care duceau spre Maghreb. Alei și foste sanctuare, altare și statui, capiteluri și incinte, fiecare în parte și toate la oaltă, nuanțează o identitate particulară prin care este definită mai întâi convivenția, într-un sens mai timpuriu decât cel al ibericilor și într-o manieră în care amestecul de civilizații și culturi se întrepătrunde cu comerțul, cu viața domestică și mai ales cu termenul generic de piatră de temelie așezată rând pe rând de făuritorii de istorie vie a evoluției umane. Semnele civilizatoare proprii unui ansamblu de locuit pot fi întâlnite la tot pasul. Apeducte, depozite, spații în care cine știe în ce timpuri se vindeau cele de trebuință pentru viața de zi cu zi, închipuiri de zaraf și conducători de caravane, toți și toate se decupează în liniștea necropolii Merinide, precum figurine proiectate pe dalbe cortine de pânză luminată de candelele unor veacuri ascunse după ziduri. Moschei, medrese și minarete sunt relevante pentru sacralitatea unui loc în care funcția de necropolă era completată prin studiu și învățare, slujire și închinare. A transforma ceea ce într-o perioadă timpurie era considerat orașul fantomelor în grădină paradisiacă și a completa menirea unui loc prin evidențierea estetică este poate cea mai importantă dimensiune în ceea ce privește percepția ansamblului Shela. Chiar dacă devastatorul cutremur care a distrus Lisabona în anul 1755 a afectat și importante zone ale necropolei, Shela rămâne un spațiu al referinței, nu numai pentru Maroc și pentru marocani, ci și pentru Europa și civilizația universală. Aici colo rămășițele unor suprafețe decorate cu tradiționalele zeliș marocane,
străbunice ale faianței și porțelanului și matrice pentru decorațiile ceramice spaniole și lusitane, arată cum culorile florilor pot avea parte de un generic frumos peste frumos, spre mai frumos prin dăinuirea pietrei. Prietenul nostru Aiub, nu numai că ne-a însoțit în peregrinările noastre, însă reușește în orice loc să fie mai degrabă gazdă decât consultant de specialitate. Ne reamintește la cetatea Udaia că și aici romanii au fost mai întâi și apoi fortăreața Benitargas era mai pe urmă și au rânduit să lași adăpost al Morovazii pentru a se apăra în fața triburilor Confederației Berbere Berguat. Istoria orașului Rabat este strâns legată de această cetate. Datorită faptului că fondatorii au ridicat aici la început o citadelă, au numit-o Ribat, ceea ce înseamnă fortăreață. Dar cele mai de pe urmă nu sunt întotdeauna cele din urmă, ci mai degrabă o licență literară și astfel aici au așezat un ribat exponenții religioasei dinastii Almohade, iar termenul comun ribat care desemna cetatea de pe linia de apărare a frontului epocii cuceririlor musulmane în Maghreb a devenit nume propriu și mai târziu toponim al unuia dintre cele patru orașe imperiale ale Marocului. Cuceriri și stăpâniri succesive și chiar redenumirea acestei așezări la un moment dat configurează un traseu sinuos a unei istorii din acest punct important al Maghrebului. Aici a fost și prima reședință a dinastiei Alauite, care se află pe tronul regatului începând din anul 1666. În 1833, sultanul Abderrahman a preluat cetatea cu ajutorul tribului războinic Udaia și astfel a pus pecete peste un nou ev al istoriei marocane. Turdun Hasan, de aproape sau din depărtare, iar în pavăsa sa un gând de temelie, un calif berber și o moștenire pentru neam și țară. În cel de-al 12-lea veac, monahul Ayub el Mansur a dorit să construiască cea mai mare moschee din lume. A reușit să ridice doar minaretul acesteia. Dacă eram în urmă cu 800 de ani, mă aflam în cea mai mare moschee din lume, cu cel mai înalt minaret din acele timpuri. Ne aflăm pe explanada turnului Hasan al II-lea și la mausoleul regilor Marocului. Este una dintre cele mai importante atracții ale Rabatului. Pentru că ne aflăm în fața unei moschei, acest spațiu este plin de credincioși în perioada Ramadanului. Cele 200 de coloane frânte în cutremurul Lisabonei zămislesc gândul edificiului care n-ar fi acoperit creștetele dacă moscheea ar fi fost finalizată. Însă turnul rămâne pagina de epopee din vremuri în care era cu cei 44 metri spre cer una dintre cele mai înalte construcții din lumea timpului său. Arhitectul mausoleului era vietnamez. Înăuntru sunt îngropați doi regi cu destine importante pentru istoria Marocului și un prinț. O zicală spune că atunci când o floare moare sau este ruptă din rezor, celelalte surate se apleacă să acopere locul și să ocrotească ce a rămas. Astfel percepem apropierea de un mauzoleu. Complexul funerar, așezat sub efigia spirituală a regelui Mahomed al V-lea, este o veritabilă operă de artă. Vreme de 10 ani, între 1961 și 1971, au lucrat artizani, constructori și arhitecți pentru a lăsa această mărturie a eroismului. Mâinile a peste 400 de făcători ai frumosului au așezat piesele unor porți spre veșnicie pentru cel supranumit părintele națiuni moderne marocane, omul și regele care a refuzat colaborarea cu regimul totalitar de la Vichy și a fost artizanul independenței Marocului.
În țările arabe, Medina este orașul tradițional indigen, în timp ce prin cartierul nou se înțelege aria construită în timpuri colonialiste. A negocia, a cumpăra, a dialoga, a te împrieteni, a te bucura de ceea ce putem denumi generic ospitalitate de tip comercial. Iată nuanțele deloc tăcute ale unui suc. Urbanismul medinal este aproape modern. Conceptul este actual în materie de arhitectură, bioclimatică, străzi pietonale, densitate mare, impact redus față de mediul înconjurător. A vorbi despre locuitori de piele sau piele ecologică e o glumă. Indubitabil, Marocul rezumat în tradiții și meșteșuguri înseamnă o inepuizabilă sursă de inspirație care uneori te lasă mut într-o ipostază admirativă. Mai întâi au fost berberii cu lucrurile de utilitate domestică îmbogățite cu mult frumos, cu o visare petrecută în contemplația deșertului. După cuceririle arabe, au apărut prelucrarea cuprului, a lemnului și a argilei. Fiecare regiune este oarecum specializată în anumite tipuri de meșteșuguri. Covoarele conferă magia irevocabilă a Marocului. Oare sunt semne ale tăcerii sau așternuturi pentru pașii noștri prin lume și prin viață? Modele declinate spre infinit și asemenea motivelor desprinse din zeliș. Bărbații știu să negocieze, să laude calitățile și mai ales să vândă. Aici covorul fermecat nu este o poveste. Însă, dincolo de toate acestea, comerciantul știe să spună povestea fiecărui covor, de unde provine, cum a fost lucrat, dacă este folosită culoarea roșie de rabat sau verdele berber din sud-est, cum se înșiră motivele geometrice și ce taine se ascund dincolo de acestea. E ora prânzului. Mă așteaptă ceva? Sau cineva? Un riad, înainte de toate, este un spațiu tăinuit. Toate riadurile, ca de altfel multe locuințe marocane, au intrarea în forma literei L, astfel încât o simplă cotitură interioară face ca strada și vacarmul să se desprindă în liniștea ocrotitoare a curții interioare. Prietenul Ayub devine ad hoc învățător și descrie cum amestecul de gusturi și texturi poate fi un festin pentru papilele gustative. Riadurile marocane sunt celebre în toată lumea și vizitate uneori doar pentru frumusețea lor, fiind o mândrie națională. Aceste case invită permanent la contemplație și la descoperirea unui trecut salvat de la ruine și uitare. Au revoir, Rabat. Am putea spune pe măsură ce capitala Marocului rămâne din ce în ce mai mică în zarea oglinzii retrovizoare. Marocul are 300 de zile pe an însorite. Eu, astăzi, am prins una din cele 56 de zile cu nori. Precum în multe orașe și stațiuni balneare de la țărmul atlantic al Marocului, zilele însorite se numără și aici cu sutele în fiecare an. Zona Aindia are plajă, piscină, distracție, promenadă. Mai bine de 2 km pe malul oceanului. Soarele și căldura plăcută te învăluie în mantea seducției orașului modern și cosmopolit. Aindia este o poartă spre ocean, dar și un loc din care poți să mergi spre Marea Moschee. Moscheea Hasan al II-lea este fără îndoială o capodoperă a arhitecturii contemporane. Fiul regelui Mahomed al V-lea și tatăl actualului monarh al Marocului a dorit să apropie cerul de pământ și să lase urmașilor un buchet al superlativelor arhitectonice, artistice și chiar inginerești și tehnologice. Cu excepția coloanelor interioare din granit alb și a candelabrelor din sticlă de Murano, toate materialele de construcție provin din Maroc. Marmura de Agadir, lemnul de cedru din Atlas, au zămislit prin adunare la oaltă un monument unicat,
simbolul orașului Casablanca, Marea Moschee a regelui Hasan al II-lea, construită cu 10.000 de artiști și meșteri, adică 80 de milioane de ore de muncă. Ridicat între 1986 și 1993, la dorința regelui Hasan al II-lea, așezământul este în primul rând o închinare, o jertfă și un omagiu adus lui Allah. Suprafața totală a spațiului de rugăciune acoperă 9 hectare. La rugăciune pot participa 25.000 de credincioși în interior și 80 în exterior, în total 105.000 de credincioși. În chip simbolic, regele a dorit ca cele trei elemente esențiale ale vieții să se întâlnească aici. Aerul, apa și pământul se îmbrățișează în sărutul veșniciei, precum o mărturisire de credință. Moschea este precum o santinelă în margine de lume, dar se află în egală măsură și martor că de aici începe o lume. Complexul religios și cultural este amenajat pe 9 hectare și are configurația clasică a unui așezământ religios musulman cu spațiu de rugăciune sau harem, cu sală pentru purificare rituală, cu băi, școală coranică, bibliotecă și chiar un muzeu. Este cea mai mare moschee din Maghreb și a treia ca mărime din lume. Pentru decorarea ei s-au folosit 53.000 de metri pătrați de lemn sculptat, 10.000 de metri pătrați de ceramică, iar alte 50 de hectare au fost placate cu marmură și granit. În preajmă sunt rânduite 124 de fântâni și bazine de marmură. Sala abluțiunilor este spațiul unde se purifică ritual credincioșii. Se spală pe mâini, pe gură, pe față și pe antebrațe, pe urechi și pe picioare. Moscheea Hasan al II-lea este o materializare a îmbinării moștenirilor ancestrale temeluite în zodia inovațiilor tehnologiei moderne prin explorarea curentelor estetice contemporane. O moschee invită la admirație, reverență și închinare. Un edificiu religios este un zeloc pentru viitor și un martor solemn al trecutului unui popor. O ploaie ne poate opri dintr-o călătorie, dar ne duce într-un loc, Habus. Aici poți să descoperi tot ce înseamnă artă și tradiție marocană. În lumea arabă, suc sau bazar este întâlnit ca termen pentru piață. În Casablanca, terminologia acestui cuvânt este habus. Marocanii sunt fără îndoială mândri de națiunea proprie, de originile lor și cultivă onestitate și ospitalitate ca un bun comun. Noțiunea de suc în Casablanca este puțin diferită în raport cu spațiile similare din orașele imperiale ale vechiului Maroc. De o parte, statutul de capitală comercială al țării, prin care se perindă alături de mărfuri și produse cu tume și mentalități noi, iar pe de altă parte, pentru că realitatea amenajării articulare în Casablanca delimitează o medina veche și una nouă, însă, în fapt, nici una nu este atât de veche precum cele din spațiile urbane ale vechilor orașe marocane. Organizarea spațiului și etalarea mărfurilor face ca strada să devină o vitrină deschisă, un loc de promenadă pentru bucuria simțurilor, conferind un caracter unic pentru sucul de aici. Iar dacă nu este atât de cunoscut, e bine de precizat că marocanii sunt deja importanți producători de măsline și de produse derivate, astfel încât o piață măslinie multicoloră poate fi un spectacol și un loc în care ispita gustului sau a degustării să fie pusă la grea încercare. Străzile pornesc precum niște raze din Piața Națiunilor Unite, care este și locul în care orașul modern se îngemânează cu Medina. Piața Mohamed al V-lea este punctul nodal al orașului, mereu înțesată de tineri și de bătrâni, loc preferat al copiilor, răgați binevenit chiar și pentru împodobirea cu tradiționalele desene realizate cu henna de femei care stăpânesc această artă de tip cosmetic. Multe dintre instituțiile publice importante își au sediul în Piața Mohamed al V-lea,
iar îmbinarea între stilurile maur și art deco face casă bună în culorile tăcerii, dar mai ales în cele ale zarvei bucuroase, care inundă zi de zi locul. O călătorie în Casablanca poți să încep din piața regelui Mohamed al V-lea, bunicul actualului rege Mohamed al VI-lea și tatăl regelui Hasan al II-lea. Casablanca este cel mai important port comercial al Marocului și acest lucru se simte și în inima orașului, care impresionează prin modernitate, cu bulevarde largi și animate, cu clădiri frumoase și bine întreținute, cu standarde care nu se conformează întotdeauna vizual, cu paradigmele arhitectonice maghribiene, fiind mai degrabă comune unui colț de Europa sau din America de Nord. Nu poți ajunge la Casablanca fără a încerca să urmărești firul narațiunii cinematografice cunoscute de mai bine de 75 de ani în toată lumea. Poate că pasiunea marocanilor pentru această peliculă se datorează și faptului că acțiunea se petrece în timpul guvernării franceze de la Vichy, care leagă în memoria colectivă perioada de începuturile luptei pentru independență a regelui Mohamed al V-lea. Casablanca, oraș devenit celebru după filmul Casablanca. Puțini știu că acest film nu a fost filmat aici, ci în California, în studiourile centrale de film. Sing it, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. Alchimia celor două vedete principale din film, Bogart și Bergman, a făcut ca această capăduperă să fie iubită pe mapa mond datorită fineții scenariului și a impactului emoțional. A primit Oscarul pentru cel mai bun film în 1944 și este considerat al treilea mare film american după Cetățeanul Kane și Nașul. Dragostea și virtutea aduc în prim plan teme perene și mereu actuale, precum un leitmotiv model pentru multe generații. Și poate că astfel devine și o sursă de inspirație pentru comportamente și atitudini pe care nu le putem decât întrezări în Maghreb, dincolo de jaluzele și de tăinuite intrări în riaduri. Casablanca este deopotrivă capăt de drum și început de cale. Este răspântie a înțelegerii luminii, a culorilor și, de ce nu, a tăcerii solemne care așteaptă răspuns de la oameni și clădiri, de la ocean sau dinspre munți. Americanii au ales să realizeze filmul Casablanca ca drept recunoștință pentru conferința strategică din 1943, care a avut loc aici, în orașul Casablanca. Protagoniștii ai filmelor cu nume de casă albă pot fi rând pe rând trecători grăbiți, dar mai ales turiști care trăiesc preț de o clipă răsfrângerea poveștii către o realitate care există doar în inima lor. Iar dacă spre Casablanca ai venit purtând tăcere, mai departe poți pleca doar ducând cu tine muzica locului.